Omul ăsta a avut o chemare de la Dumnezeu pentru a întruchipa și exprima tot ce este mai valoros și neîntinat în viața noastră spirituală și morală. Petrețuțea este mai mult decât un partid, mai mult decât un sfânt. Alexandru Popescu, când l-ai cunoscut pe Țuțea prima dată, cum a fost momentul întâlnirii și după cât timp ai ajuns la concluzia că Țuțea e un mare gânditor și un mare trăitor creștin? Întâlnirea mea cu Petre Țuțea stă sub semnul miraculosului din punctul meu de vedere. Eram în primul an de studenție, ca student la medicină, și studiam osteologia și sigur, dintr-o eroare, am ajuns să îl văd pe Petre Țuțea, care era internat la secția de chirurgie. Ne aflăm în anul 1980, într-o perioadă când eu nu cunoșteam mai nimic din problemele pe care, de exemplu, familia mea le avusese datorită brutalei instituiri a comunismului în România și așa mai departe. Deci eram naiv, eram, fusesem șef de promoție la Ploiești, în sfârșit eram extrem de plin de mine, cum sunt tinerii adolescenți la vârsta aceea, și l-am întâlnit pe Petre Țuțea într-o rezervă la spitalul municipal pe vremea aceea, spitalul universitar acum. Și în sfârșit, eu am avut de la bun început intenția să devin psihiatru, în ciuda sfaturilor date de mama mea, care este tot medic, ca nu cumva să mă ating de disciplina asta. Orice altă disciplină mama credea că putea să fie potrivită pentru mine, dar nu aceasta, care era o disciplină politică, era o disciplină în care, cum bine știți, oamenii puteau să fie închiși în spitalul de psihiatrie datorită convingerilor lor politice. E o poveste lungă. N-am fost lăsat să îl intervievez pe Țuțea și să iau anamneza clinică, cum credeam eu că trebuie să o iau, și era cu totul nepotrivit, pentru că era vorba de un student de anul 3 care trebuia să facă lucrul ăsta. Eu știam însă despre anamneză câte ceva de la mama, fusesem în spital. În sfârșit, numele meu a fost cauza acestei confuzii. Alexandru Popescu, sunt câteva zeci de mii, probabil, în România. Și erau câțiva și în Facultatea de Medicină la Oracie. Și, în sfârșit, am început o anume discuție cu bătrânul. Mi s-a părut cu totul fascinant tot ceea ce îmi spunea. Dânsul vorbea despre întâlniri pe care le avusese cu Hitler, cu Constantin Brâncuș, cu prințese, regi, oameni despre care eu citisem doar în cărți, și mi se părea că, într-un fel, uite ce lucru nemaipomenit, că eu un student la medicină în anul întâi, întâlnesc primul meu pacient care de fapt avea o hernie, de aceea era la, sau o eventrație, dacă mă aduc aminte bine, de aceea era pe secția de chirurgie, care are și probleme psihiatrice. Pentru că era, mi se părea că el confabulează, dar totul se lega atât de bine încât eu eram fascinat de aceste povești. În acel context, pentru că totuși era foarte interesant și foarte inteligent tot ce spunea domnul Țuțea la ora aceea, i-am dat la un moment dat o carte. Întâlnirile noastre aveau loc totdeauna la miezul nopții, pentru că dânsul avusese și o gardă de corp, acolo era sub urmărire permanentă. Eu n-am înțeles absolut deloc de ce am fost luat așa pe sus, în sfârșit, de un fel de Goliat din acesta pe care stătea halatul alb ca pe un cuier. Eram cam speriat de ce mi se întâmplase, că vorba aceea, eram la începutul facultății, chiar nu înțelegeam nimic, dar deci era cu pază, era cu pază de la securitate, să înțelegem mai bine. Era, dar era în momentul în care treceai peste niște bariere care erau subînțelese acolo, în sfârșit, probabil că medicii, surorile erau instruiți, nu știu exact, pot să spun că eu m-am dus acolo din greșeală și greșeala mi-a fost
corectată imediat de această persoană. Eu pe vremea aceea eram foarte plin de mine și pentru faptul că fusesem campion național la volei, în sfârșit mă credeam foarte inteligent, foarte puternic. Și m-a luat așa, ca pe un fulg, domnul acesta, care era cu vreo 20 de centimetri mai înalt decât mine, eu având 1,85 m la ora aceea. Și atunci am încercat să vin la miezul nopții, când într-adevăr nu, baza nu era acolo, și în a doua noapte îi aduc o carte, care era o carte foarte rară, era o carte în limba franceză, era o carte de teologie, Teilhard de Chardin, în sfârșit obținusem eu prin nașul meu, care în sfârșit obținuse la rândul lui de la Paris, era o publicație recentă. Eu nu stăpâneam limba franceză foarte bine, dar puteam să citesc și pot să citesc în franceză. Și a treia zi se întâmplă ceea ce vreau să povestesc ca să vă răspund. Adică a treia noapte, de fapt. La miezul nopții, bună ziua, ce mai faci, Daniel? Așa îmi spunea dânsul, am două nume, Alexandru Daniel. L-a preferat pe Daniel. Și în sfârșit eu încerc să îl întreb despre carte, vroiam să învăț, era totul fascinant ce spunea dânsul, pe lângă problemele clinice pe care pe mine mă depășeau, dar eu deja veneam acolo ca să îl văd pe acest bătrân, nu ca să îmi fac datoria de student. Și în acel dialog cu un bolnav pe care eu îl consideram având probleme de sănătate mentală, care ținuse în mână o carte pentru 24 de ore în limba franceză, care tocmai fusese publicată, dacă mă aduc aminte bine, la Gallimard, încep să vorbesc despre ce am înțeles eu din aceea carte. Și bineînțeles că bătrânul cu foarte mare gentilețe mă corectează, eu făceam și greșeli de limbă, nu înțelesesem, după aceea am făcut niște greșeli de conceptuale și atunci el mă oprește și îmi dă cartea și începe să încerce să mă facă să înțeleg că lucrurile stau puțin altfel decât le-am citit eu. Și în acest context, la un moment dat, el începe să justifice cele pe care le prezenta și cita, pur și simplu cita, adică nu cita, cita din această carte și la un moment dat îmi și spune paginile și la un moment dat mă uit să văd paginile respective și eu tot aveam impresia că virgulă, cartea este în mâna lui, dar de fapt cartea era în mâna mea. Și în momentul în care văd că el începe și eu citeam și el vorbea și făcea conexii, mă trimitea la alte pagini, făcea după aceea trimiteri la, în sfârșit, filozofi și așa mai departe, mi-am dat seama brusc că de fapt omul acesta, care a văzut această carte 24 de ore, pur și simplu nu are nevoie de asistența mea și de interesul meu psihiatric. Și că el, de fapt, nu doar memorase această carte, dar era capabil să reproducă din ea tot ceea ce era nevoie pentru a susține un argument filozofic, teologic, și pentru a mă învăța ceva, pentru că făcea clar lucrul ăsta pentru mine și era clar că făcea un anume efort. Era miezul nopții, el era un bătrân, bolnav și așa mai departe. Și ăla a fost momentul adevărului pentru mine ca individ. Adică mi-am dat seama dintr-o dată că de fapt omul ăsta, nu numai că n-are nevoie de interesul meu psihiatric, dar că este un om cu totul extraordinar, care e într-o altă galaxie decât mă închipui eu, da? Era cu totul altă ligă, nu văzuse, n-am văzut și nici n-aveam să mai văd așa ceva. Și dintr-o dată mi-am spus, măi, tot ce pot să fac este ca să folosesc această întâlnire și să învăț atâta cât pot de la omul acesta și cumva să văd dacă pot să-l ajut. De ce era frică securității de un bătrân care abia se mai putea deplasa, avea nevoie de ajutor inclusiv uneori ca să se hrănească? De ce stăteau securiști acolo la ușa lui, de ce îl urmăreau în salon și așa mai departe? Două lucruri. Primul lucru vreau să spun că după Revoluție m-am întâlnit cu unul dintre oamenii din Ministerul de Interne care îl supravegheau pe Țuțea și care asculta
benzile înregistrate la el în chilioara lui, în garsoniera lui de la etajul 8 din Șipotul Fântânilor, care mă intervievase și pe mine în condiții pe care nu le discut, m-a recunoscut, eram undeva la piața Cogălnicianu și a venit cu ochii înlăcrimați și cred că era foarte emoționat și nu cred că n-avea niciun motiv să se prefacă. M-a îmbrățișat și a cerut iertare și mi-a spus, în timp ce transcriam interviurile despre interviurile lui, adică în timp ce transcriam benzile ascultate de pe banda de magnetofon, să știți, domnul doctor, că am început și eu să cred în Hristos. Este un fapt. Mie mi-e greu să teoretizez, deși am stat atâta timp și lângă dânsul și după aceea am încercat să scriu o carte care sigur are un destin aici în lumea academică. Eu cred că în Țuțea era acest armagedon, această confruntare dintre forțele binelui și forțele răului. Și el care fusese reeducat, el care făcea parte dintr-o generație de oameni care trecuseră până închisori, cei mai mulți fuseseră omorâți în închisoare, pentru că regimul de închisoare din spațiul concentrațional românesc era unul de exterminare. Nu neapărat prin tortură, prin înfometare, prin frig, prin multe lucruri. Ori el era cel care nu sau reprezenta această neatârnare, cum se spune frumos în limba română, această libertate care nu poate să-i fie luată omului. El însuși vorbește despre Sfânta Treime că era ceva care nu, la care călăii în închisoarea politică nu puteau ajunge. Deci, într-o orânduire care programatic încerca să reeduce oamenii și să îi convingă într-o formă sau alta de prioritatea materiei asupra spiritului și așa mai departe, acest om era de partea spiritului și era tot duh cumva. Văz, liniuță, duh, îi spune. Și atunci nu se putea să nu, pe de-o parte, vezi că nu ai cum să îl faci pe acest om ca să intre în jocul reeducărilor și al minciunilor spântate și a tot ceea ce a însemnat comunismul până în 89 și înseamnă perioada aceasta, care este tot comunism se trage și este clar, el a spus, comunismul este cancer social și noi ce trăim acum sunt metastazele acelui cancer, dar nu intrăm în analiză de felul ăsta. Însă nu puteai ca să, oricât de rău intenționat erai sau oricât de reeducat ai fi fost ca și torționar, ca și călău, ca și, cum să spun eu, om care nu gândește, să nu vezi că ești în fața acestui spirit. Țăranii spuneau, erau întrebați de colonelul Crăciun pe care l-am intervievat, ce înțelegi tu din ce spune omul ăsta? Și țăranii spuneau, nu înțelegem mare lucru, domnul colonel, dar e grozav. Ne place să stăm lângă el. Era această învecinare cu mai înaltul, cu libertatea, cu demnitatea, cu verticalitatea care ne definește ca ființe făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ai cunoscut mari gânditori din spațiul cultural românesc, dar și anglofil. Ai fost la Cioran acasă, ai avut o întâlnire cu Reagan și totuși spui că Țuțea e cu mult deasupra tuturor. Numele lui Țuțea în spațiul românesc a început să scadă foarte mult. Puțină lume îl mai știu. Numele lui Iliad este evident colosal, al unui Cioran. Care sunt argumentele tale în favoarea lui Țuțea? Eu nu am cunoscut niciun om care să se identifice într-o asemenea măsură cu neamul din care face parte și să fie capabil
așa cum am văzut eu și așa cum aveam să aflu ulterior de la cei care l-au cunoscut, de starea de jertfă pentru poporul român. De aceea, în momentul în care am fost martorul unei operații, de data aceasta după evenimentele din 1989, la care Țuța era pe masa de operație, a avut sezerahie, anestezie și în timp ce măruntaiele lui erau disecate, pur și simplu dă o anume conferință, sigur, într-un dialog cu profesorul Blidaru, cel în vârstă, adică tatăl profesorului care lucrează încă la Funden. Am avut, de exemplu, o revelație a acestui om care chiar și în momentele acelea era capabil să se identifice în același timp cu conceptele, cărțile, autorii, ideile pe care le-a trăit. Deci, ăsta este primul lucru care pot să-l spun despre Țuța. Avea această capacitate de a se identifica cu tot ceea ce credea că este bun și tot ceea ce experiase ca bun. Țuța era o întruchipare a doxologiei, a slavei pe care o aducem lui Dumnezeu. A fost un om, sigur, n-avea niciun merit, înzestrat de la naștere, cu niște calități cu totul extraordinare, dar el se afla într-o perpetuă stare de identificare și de mulțumire cu acest dar divin și nu l-am auzit niciodată plângându-se. Datorită respectului profund pe care l-avea pentru neamul românesc, pentru poporul român, nu discuta despre perioada lui în spațiu concentrațional. Dar știu de la oameni cum este, de exemplu, protosinghelul Iustin Pârvu, părintele Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă. Am un interviu unde îi face un portret lui Petre Țuța în felul acesta. Petre Țuța, așa de mult încercat în vremurile de închisoare la Aiud, rămâne un geniu al ortodoxiei și al neamului românesc. Eu mă mir cum a supraviețuit omul acesta până spre 90 de ani, pentru că acolo a stat numai în greve, într-o luptă permanentă cu toți călăii, cu toată administrația pușcăriei comuniste. Omul ăsta a avut o chemare de la Dumnezeu pentru a întruchipa și exprima tot ce este mai valoros și neîntinat în viața noastră spirituală și morală. Petre Țuța este mai mult decât un partid, mai mult decât un sfânt. Ai fost tot timpul un om credincios care a crezut sau a avut loc o convertire? Eu sunt un păcătos, mă iertați. Sigur cred și studiez teologia și cred că, cum să spun, Biblia este cartea fundamentală, nu o carte fundamentală pentru mine și narativul cristic este a toate integrator, adică ne aflăm în istoria lumii de mai înainte de toți vecii, atunci când vorbim despre Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și este cea mai frumoasă poveste. Aduc aminte că vorbeam cu tata, tata fiind făcut seminar de teologie și după aceea a fost întreruptă cariera lui sau vocația lui preoțească datorită venirii Armatei Roșii și ocupației României de către Armata Roșie după cel de-al doilea război mondial. Deci, este foarte greu să nu reacționez la această poveste minunată, mie așa mi se pare. Este cea mai frumoasă poveste, povestea Mântuitorului. Sigur, nu intru în comentarii referitoare la modul în care instituțiile, biserica, sigur, trupul Hristos, cum e definită biserica de teologi, au purtat și poartă această moștenire, această tradiție, pentru că totuși noi suntem ființe căzute
teologii vorbind. Dar povestea Mântuitorului este cea mai frumoasă poveste. Este povestea puterii supreme în vulnerabilitatea supremă. Acel prunc minunat care se naște într-un staul.